Direcția Silvică Suceava administrează doar 60% din suprafața împădurită a județului. Da, vă pot spune că la nivelul județului, Direcția Silvică Suceava administrează doar 60% din pădurile județului. Diferența de 40% este administrată de alte structuri private. Din, să spunem, informația pe care le avem la nivelul județului ar fi, cred că, peste 20 de ocoale silvice private care au sediu în județul Suceava sau în alte județe. Într-o statistică a Direcției Silvice Suceava se arată că în anul 2014, de pe suprafața administrată de instituția publică s-au tăiat ilegal 4.187 de metri cubi de lemn, adică 0,3% din ce aveau voie să taie silvicultorii în mod legal. Ca să facem o analiză atentă a tuturor factorilor de risc la nivelul direcției silvice, ocoalele silvice le analizăm punctual, de la 1 la 24. Fiecare ocol silvic are diferite suprafețe, nu au suprafețe la fel. Și atunci, ca să avem o analiză atentă și punctuală și corectă pentru fiecare ocol silvic în parte, noi analizăm volumul tăiat ilegal la 100 de hectare. Pentru că un ocol are 6.000, un ocol are 20.000, un ocol are 10.000 și mai departe. Iar această analiză la 100 de hectare ne dă o analiză atentă și corectă pentru fiecare ocol în parte. Și vă pot spune că la nivelul Direcției Silvice Suceava, acest volum la 100 de hectare la fel crește, scade de la un an la altul. Dacă în 2012 aveam un volum de 3,82 metri cubi la 100 de hectare, am ajuns în 2014 de 3 ori mai puțin, adică la 1,2 metri cubi la 100 de hectare. Anul trecut, Direcția Silvică Suceava a aplicat peste 700 de sancțiuni pentru tăieri ilegale de arbori. De asemenea, au fost sancționați pentru diferite abateri 91 de silvicultori. După cum știți și dumneavoastră, la nivel național și județean, din punctul meu de vedere, pur de vedere al meu, este că s-a creat o isterie generală legată de tăieri ilegale de arbori. Și de ce consider lucrul ăsta? Sunt persoane care merg în fondul forestier sub diferite aspecte, recreere, plimbare, sau reprezentate unor ONG-uri care în ultima perioadă parcurg fondul forestier. Ei, conform amenajamentelor silvice, există anumite tăieri, lucrări de tăiere, de recoltare acelui material enos din fondul forestier. Sunt anumite categorii de lucrări care prevăd extragerea completă a arborului din acele suprafețe. Și sunt 3 hectare, 5 hectare, depinde de suprafață, depinde de vârstă, depinde de specie și așa mai departe. Ei, acei oameni care merg în pădure văd aceste suprafețe care sunt goale, care sunt lipsite de arbori și încep să se creeze așa, din punctul meu de vedere, o mică isterie legată de tăierile abuzive de la nivelul județului. Vorbesc de Direcția Silvică Suceava. Ei, vă pot spune că aceste tăieri sunt tăieri legale, sunt tăieri făcute în fondul forestier conform amenajamentelor silvice, iar cu certitudine și cu siguranță vă pot spune că anul următor silvicultorii sunt cei care urmăresc aceste suprafețe, le plantează și din nou urmăresc sub un fel de ghilimele control anual al regenerelor aceste suprafețe. Silvicultorii au pus la dispoziția ecologiștilor un număr de telefon unde pot fi sesizate tăierile ilegale. Inginerii silvici sunt dispuși să facă verificările la fața locului în prezența reclamanților și a reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale. Vă pot spune că la Direcția Silvică Suceava există un număr unic, vi-l și pot spune dacă sunteți de acord, un număr la care cineva răspunde 24-24, 0742 108196. La acest număr avem o persoană care răspunde permanent, are un registru de sesizări înseriat, legat, în care el înregistrează tot ce înseamnă sesizări primite de la persoanele fizice, care vor să sesizeze abuzuri înregistrate în fondul forestier administrat de către noi. Și atunci noi a doua zi dimineață luăm acel registru, sunăm persoana respectivă, acel registru are un număr de coloane în care este trecută numele sesizatorului, cel care sesizează telefonul, adresa. Direcția Silvică Suceava este controlată, printre altele, de inspectorii Comisariatului de Regim Silvic și Cinegetic Suceava.